Președintele Consiliului Județean Mehedin, Aladin Georgescu, a mers astăzi împreună cu primarul comunei Jiana, Stelian Stăncioiu, pe șantierul de pe DJ-562A, la intersecția cu drumul județean 606, la punctul cunoscut drept Stejerica, unde lucrările la sensul giratoriu pe care Consiliul Județean Mehedin le-a demarat după modernizarea drumului județean sunt pe ultima sută de metri. Astăzi s-a turnat cel de-al doilea strat de asfalt în sensul giratoriu pe care Consiliul Județean Mehedinți îl realizează pe drumul județean 562A, la intersecția cu drumul județean 606, în punctul cunoscut drept Stejerica. În perioada următoare se va monta parapet pentru siguranță în sensul giratoriu. Infrastructura rutieră a județului Mehedinți este la standarde europene și asta datorită implicării lui Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți. Consiliul Județean Mehedinți construiește sensul giratoriu de la intersecția celor două drumuri județene, respectiv drumul județean care traversează comuna Vânjuleț și merge spre Cioroboreni, Pătulele, cu celălalt drum județean Jiana-Hotarani, în punctul numit Stejerica. Acest sens giratoriu este realizat pe fonduri europene prin programul operațional regional. Așa cum spuneam, lucrările continuă. Astăzi se finalizează operațiunea de turnare a ultimului strat de asfalt, urmând ca în perioada imediat următoare să se termine și cu iluminatul din această zonă. Atât autoritățile locale cât și cele județene își doresc ca până la sfârșitul anului să finalizeze această investiție realizată cu fonduri europene pentru a crește gradul de siguranță rutieră în zonă, în contextul în care, tot cu fonduri europene, Consiliul Județean a reabilitat drumul județean 562A, lucrare recepționată la sfârșitul anului 2021. Primarul comunei Jiana, Stelian Stăncioiu, este cunoscut drept un om implicat în comunitatea pe care o conduce, dorind să le ofere cele mai bune condiții de trai locuitorilor comunei sale. Așteptăm de mult finalizarea acestui sens, care este și necesar și foarte util. Ne bucurăm, este un sens circulat, era nevoie nu numai pentru circulația din comunele din zonă, ci pentru toată circulația din județul Mehedinți. Aceste sensuri giratorii sunt realizate din dorința creșterii gradului de siguranță rutieră în zonă, pentru că sunt intersecții importante la nivelul județului Mehedinți.